Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la Kia Blog. De data asta, mașinuța de față este în premieră națională la noi, pe mână. Se numește Kia Rio Facelift, o variantă de top. Adică noi, cel puțin, n-am mai văzut un Rio cu echipamentele astea. Echipamente care îi fac invidio și pe cei care conduc Pro Seed, Seed și, de ce nu, chiar și sportici. În primul rând, vorbim de un Rio 2021, care a apărut, evident, pe piața din Europa un pic mai devreme, 2020. Un facelift sublim, care în varianta asta de top nu prea îți dai seama foarte mult, pentru că aici vorbim de GT Line, vorbim de cea mai show-off mașină a celor de la Kia pe gama Rio, adică mai mult dată nu putem. Asta înseamnă, în primul rând, farul cu LED, o nouă grilă a radiatorului, proiectoarele GT Line clasice, o bară GT Line, după cum vedeți, shorts-ul ăla foarte micuț integrat în spoiler, oglinzi negre, da, ceva foarte, foarte frumos, fiind un GT Line, niște jante extraordinar de drăguțe, niște jante foarte, foarte funky pentru o mașină de clasa ei, 205, 45, 17 anvelopele, adică talon 45, un etrier cu niște plăcuțe albastre, după cum se observă, deci plăcuțele sunt albastre, da, atenție, din nou un prag foarte, foarte cochet băgat acolo, cum v-am zis, oglinzile negre. Haideți să vedeți un pic și partea. Sistemul de frânare este foarte, foarte dinamic, deci avem partea asta de jos cu șorțul ăsta, cu pragul ăsta foarte ok. Avem discuri pe spate, automat, aceleași anvelope, un albastru foarte, foarte frumos. În partea din spate vedem noile stopuri cu LED, care se observă cel mai bine noaptea, nu-ți dai seama. Partea din spate, din nou, un spoiler cu senzor de parcare integrați, un difuzor mic, o evacuare dublă, de data asta nu-i fake, atenție, vorbim de o evacuare dublă, dar care în modul sport chiar funcționează foarte, foarte ok. Pentru fan GT Line, așa scrie pe el, o cameră video integrată direct în mânerul portbagajului, tot ca să vedem și portbagajul. Portbagajul este ca și până acum și marea, marea surpriză a celor de la Kia se găsește aici, da? Deci, pentru cei care sunteți foarte, foarte tehnici, vorbim de un acumulator făcut de Mobis, Mobis fiind supplierul de componente pentru Kia, grupul Kia Hyundai, aici avem un acumulator litium polimer. Asta înseamnă că mașina asta, ia uitați cum pleacă sistemul, cablajul spre motorizarea din față, înseamnă că mașina asta este un mild hybrid, adică sistemul ăsta îl găsim și în premieră, cred că l-am găsit pe Sportage. Și după aia pe Seed, Pro Seed, toată gama. Haideți să vedem un pic și motorizarea. Aici intră un pic în panică, pentru că avem pozițiile puse. Panică, din nou panică. Cheia este la noi. Ok. Asta e motorizarea. 1.0 TGDI, ei zic Smart Stream G, gasoline, adică benzină. Vorbim de animalul ăsta de alternator. După cum, nu știu dacă îl vedeți, este un mega, mega alternator legat pe curea direct de Vibrochen, un acumulator, un alternator făcut de Valeo, care neoficial dă un fel de 17 cai în plus versus pe lângă cei 120 de cai. 17 cai pentru o perioadă limitată, adică mașina asta are aproape 140 de cai pentru câteva secunde, fiind și extra mega ușoară. Motorizarea până acum, după, o știți foarte bine, 1.0 TGDI cu injecție directă, turbo și 120 de cai, 200 de Nm curați, cu mild hybrid-ul 240-250, adică cât un diesel 1.5 DCI de la Renault, dau un exemplu, da? Bine, pentru o perioadă scurtă, neoficial îi zic 40-50 de Nm că scoate acest alternator, da? În total, vorbim de o mașină extrem, extrem de dinamică. Haideți la interior. Evident, capota capitonată, că mulți ne-au întrebat, domne, dar știi că ăștia coreeni, ăștia chinezi, că în România încă există atât de mulți iubitori, grup VAG, Skoda, SEAT, nebuniile astea europene, de ce nu Renault și Opel și PSA, încât îi critică pe ăștia și fac mișto de coreeni, dar uite, iarna nu-i ca vara. Și tehnologia de sub capota lui Rio, Smart Stream G, cam îi face pe toți să se răzgândească când văd mașina asta adus la interior, în primul rând. Rio se prezintă așa, Energy Flow, haideți să-l și pornim. Bun, motorizarea clasică,
avem un Energy Flow, o chestie care nu era până acum la Kia. Vorbim de un consum mediu mers alert, nu ne jucăm. Mergem 6,5 extra urban. Toate sistemele de protecție posibile, attention level. Mie nu-mi place, de exemplu, faptul că, asta îi spunea și lui Cătălin de la Kia România, mie nu-mi place lane departure warning-ul pentru că nu mai are buton să-l dezactivezi și trebuie să intri într-un meniu să-l dezactivezi, dar astea sunt safety feature, uite, driver assistance, dar nu vă lane safety și spunem off pentru că noi nu avem șosele pentru așa ceva, da? Pe vremuri el era pus aici undeva, acum nu mai avem, avem în schimb butonul clasic de intensitate la bord. Stop and start-ul, ESP off, tire pressure off. Bun. Sistemul de navigație primește o grafică nouă, este foarte, foarte mișto. Deci este ca un fel de tabletă, observați, da? Profil, sound, te poți conecta. Mașina este în premieră națională și spune asta pentru că are 70 de km, da? La bord și ne mergem de vreo 30 cu ea. Clima tronică este simplu, este aceeași de la generația precedentă, 7 DCT, un 7 DCT care ține 240, în medie 240 Nm, fără niciun fel de problemă, un 7 DCT care are modul sport, modul, îți dai seama, deci te uiți pe bord, ăsta e drive, toată lumea merge în drive și ai modul sport, adică prima treaptă selectată și ai un drive mode special, normal, sport, și eco. Noi personal recomandăm tuturor să meargă în modul normal. Ce mai avem? Partea de navigație este foarte, foarte funky, adică iconurile de la app-uri sunt super ok. Radio. Asta e radio care vine preselectat în România. Adică cred că în toată Europa 89.0 FM. Atât. Are un singur post, nu l-a făcut nimeni, așa vine de la mama lui din Corea. Media, setup, evident, the Ocean Waves. Că poate vrei să conduci și mașina și să se audă, adică dacă vrei să te calmezi, auzi chestia asta în mașină, adică mergi cu mașina, ești nervos în trafic și apeși pe media și poți să spui tu, de exemplu, una singură era, nu, rainy day, mișto, aici ești la cafenea, nu mai avem cafenele că sunt închise, asta vream, deci Christmas is coming, dai drumul în warm fireplace, foarte frumos, stai liniștit condus, sau stai bară la bară în București, nu se întâmplă nimic. Nu ia foc mașina, se aude doar un șemineu. Asta o folosești de obicei vara, că na, în România când ninge nu vrei să ai așa. În păduri nu mai mergem. Da, deci asta e partea de media, poți să selectezi tu Sounds of Nature. Oricum, mașina este foarte, foarte bine, are inserție, ia uitați-vă un pic, inserție de carbon, da? Deci plașa de bord este, are integrat o chestie de carbon. Și cum ziceau cei de la Kia, mașina asta, pe asta nu mai poți să pui nimic, efectiv, are oglindă electrocrom, da? Să observă aici, da? Are un plafon de calitate foarte bună, deci toate sistemele posibile le ai la interior. Haideți să facem un metru cu ea, sigur o să chițe. Dar este foarte silențioasă. Bun, mulți o să veni și o să ne zică: da, domnule, dar știi că cei de la Kia fac niște mașini compromis, adică nu îți oferă foarte, foarte, foarte multe. Suspensia nu este la fel de bună ca cea nemților. E bine, noi venim și spunem că este din contră. Haideți un pic să vorbim despre componenta GT Line și ce-i schimbat. În primul rând, când vorbim de, haideți să o și oprim, când vorbim de Rio, GT Line, până acum vorbim de o mașină confortabilă, o mașină care nu îți făcea probleme, o mașină oarecum banală, ca un tren de rulare decent, mergea peste de nivelări ok, foarte durabil, Rio fiind făcut în Corea este mai rezistent decât în un SID făcut de Europa, din toate punctele de vedere. Dezavantajul lor fiind acest material de plastic care este de o calitate dură, atâta vrem să spunem, nu este vorba de o calitate, nu aveți pe o poliuretanică ca mașină din Europa, doar că sunt foarte, foarte îndurante, adică mașina asta, interiorul ăsta o servește și la 300-400.000 de km, identic, adică poți să lași în soare 15 ani și n-are niciun fel de problemă, n-apar crăpături pentru că e un plastic. Bun, deci ca tren de rulare,
vorbim de o mașină setată să fine dinamică. Deci GT Line-ul ăsta n-are nicio legătură cu ceea ce știam noi până acum. Evident, nu îl comparăm cu un Clio RS sau un Polo GTI sau Fiesta ST. În schimb, este extrem de apropiată de mașinile alea, care sunt peste 20.000 de euro. Asta pleacă de la 16.000. Efectiv, se comportă admirabil, pentru că este foarte ușoară. Din păcate, Rio nu are punte multilink spate, în schimb are o punte semirigidă extrem de bine setată. Jantele astea pe 17 cu talon 45 fac minuni. Mașina cu 7 DCT-ul se comportă foarte bine în viața de zi cu zi. Dacă vrei să mergi dinamic, dai sport și merge. Evident, noi avem cauciucuri de iarnă, deci sportivitatea este un pic scăzută, că n-ai cum să iei curbe, viraje tare cu anvelope de iarnă, cu kit, că se numesc Pirelli PS0, Michelin Alpin A12 sau câte ori mai avea ei acum. Nu are nicio legătură. Dar modelul se comportă admirabil. Haideți să vedeți un pic tapiserie de piele, semi-piele. Vorbim de un interior foarte, foarte funky. Nouă ne place mașina asta. Ne place pentru că este atrăgătoare, arată foarte bine. Va avea o valoare de revânzare foarte mare în timp. Va avea o valoare de revânzare peste Volkswagen Polo, peste Ford Fiesta și peste Clio. Și de ce nu peste Peugeot 208? De ce? Pentru că sunt niște mașini foarte, foarte rezistente în timp și au 7 ani sau 150.000 de kilometri bumper to bumper, adică efectiv nu te interesează pivoți, buși, amortizoare, 7 ani sau 150.000, da? Bine, nu sar munții cu ele, da? Bun, ok. Ce putem să spunem? Mergeți cu ea, testați-o. Țineți cont că materialele de plastic nu sunt de cea mai bună calitate la tactil, la prima vedere, dar asamblarea este exemplară, adică efectiv nu se mișcă nimic. Deci dacă împingi la un Mercedes consola, se mișcă, adică e deranjat, nu la... La Rio este foarte bine, este un facelift. Este un facelift, adică au îmbunătățit ce avea de îmbunătățit, adică toate problemele vechi nu mai sunt, efectiv. Efectiv, toate posibilitățile posibile, toate dotările posibile le are mașina asta, inclusiv celebrele, ca și pun, cred că voi știți, fanii Kia, scaune încălzite, volan încălzit, drive mode, USB, climatronicul cu două zone, cu o singură zonă, mă scuzați. Nu știu, totul este în regulă. Haideți să vă orientați un pic prin meniu, dacă tot am ajuns aici. Energy Flow, ăsta e un sistem foarte mișto, îți arată acumulatorul în portbagaj, când pui frână, îți bagă, te ajută, adică efectiv când pui frână, energia cinetică se recuperează și intră în acumulator. Când mergi un pic tare, adică peste limita legală într-un eventual sport, în drive nu prea funcționează foarte bine, în schimb în sport știe că trebuie să dea tot, adică efectiv nu mai interesează nimic. Deci ca să ai reprize foarte, foarte bune, trebuie să mergi în sport, adică PRND stânga, plus minus, adică fără plus minus, efectiv în sport. E atunci tot acumulatorul o să dea tot ce poate înspre motor. Drive modul, v-am zis, normal, eco, sport, eco, nu merge nimeni, normal merge toată lumea. Energy flow, consumul, toate sistemele de siguranță. Și cam asta e tot. Deci inclusiv grafica asta e nouă. Ne-au zis cei de la Kia, au îmbunătățit-o. Sistemul multimedia este la rândul lui mult mai mișto. Aici poți să se testezi absolut orice. Deci trebuie să mergi cu mașina. Pentru asta trebuie să vezi și reprizele noastre 0-100 și 0-100, 30 de km la oră și inclusiv 80-130 de km la oră. Să nu ziceți, domne, ăla totuși are un motor mic cu 3 pistoane și este amărât și nu are decât 120 de cai și mașinuțele astea noi sunt grele și vezi, domne, că sunt problematice. Ei bine, nu-i chiar așa, urmăriți filmulețul. Dar până la una alta, nota noastră este de 9,5 de ce, pentru că este cel mai dotat Rio pe care am pus vreodată mâna în viața noastră. Deci mașina asta costă undeva în jur de 20.000 de euro, să nu zice mai mult, cu Rabla cred că o scoți în jur de 20.000 de euro. Mulți fani o să ziceți, da, bă, dar ții si de bani ăștia, da, ok, în schimb nu ți-e o mașină echipată așa, nu arată la fel de funky, nu este făcută în Corea și nu merge la fel de tare, putem să spunem și la fel de tare, pentru că mașina, nu uitați, 120 de cai plus 17 împărțit la greutate, da, nu uitați partea cu greutatea, că SID-ul sau prosidurile noi cu dotări mașini grele, nu mai sunt mașini ușoare, da, și când tragi linie o să vezi raportul că ai putere pe greutate și o jucărie din asta
s-ar putea să aibă un raport performanță un pic mai bun decât, nu știu, dau un exemplu, o mașină de 150 de cai. Chiar și de la Kia. De ce? Pentru că sunt mult mai grele și asta e mult mai ușoară. Deci primește note aproape maxime pentru că arată bine, culoarea este funky, are sistemul mild hybrid, cutia 7 DCT e ok. Să sperăm, viitorul eu cred că va avea și un 8 DCT cu ambreiaje umede, ăsta e un ambreiaj uscat, ambreiaje uscate. În schimb, pe benzină nu sunt probleme, adică nu avem nicio fel de problemă din punctul ăsta de vedere, că și ca fiabilitate. Și cam atâta, mulțumim. Acum încărcăm acumulatorul, uite. Pac. Deci ca să merge economic trebuie să reduci. Accelerezi, s-a pierdut curentul. Reduci, se încarcă acumulatorul. Accelerezi un pic mai tare, îți dă și bateria.